Ascultați RFI, emisiunea se cheamă Punerea pe gânduri. Bun găsit, vă spune ca în fiecare săptămână la Colintineanu. Astăzi avem alături de noi în studio pe Estela Giurgianu, jurnalist Dilema Veche și coordonatoarea dosarului din această săptămână pe care îl discutăm de altfel, ca în fiecare ediție a acestei emisiuni. Bună seara, Estela! Bună seara! Și pe Vlad Mixic, jurnalist hotnews.ro și 2 cvl Bună seara, Vlad! Bună seara! Discutăm astăzi, cum spuneam, despre tema dosarului Dilema din această săptămână. Revista o găsiți de astăzi la Tarabe și, bine pe internet pe diremaveche.ru Dacă vă faceți abonament și vă sugerez să vă faceți, pentru că este un demers în premieră în presa românească pe care eu personal îl susțin. Presa după 89 se intitulează dosarul din această săptămână. El e compus din două părți. Vă dezvolui dacă nu l-ați citit. O parte se referă la presa românească înainte de Revoluția Anticomunistă din 1989 și cea mai mare parte, trebuie să, să o spunem, se referă la cum a evoluat presa românească după Revoluție, deci după 89. Cred că pentru prima parte a dosarului poate suntem cea mai nereprezentativă adunătură pe care putem să o strângem în această emisiune. Voi ce amintiri aveți de legate de presa de dinainte din, de 1989, Stella? Păi, eu, cred că faptul că ai mei își tăgeau ferestre cu ziare. <laughs> Și cam atât. Și cam atât. Vlad? Nu știu, revista PIF este Asta, presă dinainte ca de 89. Asta presă dinainte de 89, da. Da. Eu uh, nu am niciun soi de amintiri. Bine, eram și foarte mic înainte de 89, dar îmi amintesc revista PIF când venea în oraș, erau trei exemplare puse la vânzare, pentru că restul se dădeau pe sub mână la ștab. Revista PIF pentru cei care nu știu, e o revistă de benzi desenate. Ajungea la un singur kiosc undeva ascuns în spatele unei clădiri din centrul orașului în care stăteam și mă înființam. Sâmbătă venea la șapte jumate, mă puneam la coadă la PIF deci era un obiect înalt dezirabil presa dinainte de 89 în accepțiunea copilului de 7-8 ani care eram atunci. Stela, de unde a pornit ideea și de ce ai simțit nevoia să coordonezi un dosar cu tema presa după 89? Cred că este o temă foarte actuală și actuală de mai bine de 20 de ani încoace vocile, toate vocile acuză presa din România de neprofesionalism, de tabloidizare și realmente în ultima vreme, în ultimii ani, parcă suntem invadați de această presă care ne aduce în viață toate detaliile intime ale unei vedete X care mănâncă dulceață de caise, în timp ce face tratament anticelulitic, ceva de genul ăsta, cam, cam așa, văd că a ajuns uh, marea parte a presei. Apreciez faptul că ai dat niște detalii legate de gem și de diete, și nu altele care ar putea să intre sub incidența cna pentru că radioul este monitorizat în continuare. Vlad, avem nevoie de discuții despre presă? Avem nevoie de discuții despre brasla la noastră? Da. Dar nu, Dar nu prea convins? Nu, nu obsesive. E foarte important să nu ne pierdem în discursie obsesive despre noi înșine. Și în felul acesta nu ne ar mai rămâne sau nu ne va mai rămâne suficient timp să ne facem meseria. Ca orice breaslă din România, o țară sau din București că vorbim de București totuși, presa românească în marea ei parte e bazată și a întins cortul în București, un oraș mult mai apropiat de Istanbul decât de Viena sau ce să mai vorbim de Berlin, ori într-un astfel de oraș, indiferent de breaslă, lenea este principala caracteristică și trăsătura unui profesionist cu excepția celor Cătorva nebuni care sunt extrem de pasionați de ceea ce fac, dar până la urmă asta nu e neapărat o calitate, ci o excepție, o anomalie. E nevoie să vorbim despre noi înșine, dar cred că e nevoie să vorbim despre noi ca breaslă, nu, și aici, cu tot respectul pentru dosarul Dilema, nu neapărat transformându-l într-un alt subiect de presă ci într-un cadru mai mult sau mai puțin organizat, dar oricum în care oameni de presă se întâlnesc și încearcă să lege ceva uh, prin care să se îmbunătățească activitatea Breslei. În acest moment, cel puțin în la jurnaliștilor din România, nu prea există repere. Eu cel puțin, nu știu dacă tu, ești și tu jurnalist, uh, deci cred că și tu poți să fi luat la întrebări uh, vis-a-vis -vis de acest număr. nu știu dacă Știi tu că eu ai... sunt moderatorul acestei emisiuni, știu, știu că da, eu pun întrebările. Da, da, asta nu contează. E important, cred că și pentru tine, nu știu, sunt curios dacă ai repere profesionale care trăiesc în România și activează în România. Bine, știi răspunsul la întrebarea asta, dar am să-l dau eu pentru ascultători. Știi foarte bine că reperele pe care le, le am apropo de breasla noastră, de cariera noastră și de meseria noastră, se situează toate peste hotarele româniei sau dincolo de hotarele româniei. Știi foarte clar că la mine cel puțin majoritatea se situează chiar dincolo de ocean și am avut norocul mare, mare, mare a șansă să chiar să-l întâlnesc pe unul dintre ei și să lucrez cu unul din ei, pe care îl știi foarte bine, care de altfel a inspirat o mare parte a, a muncii mele. Dar recunosc că eu personal nu am neapărat, să spunem, din, din generația mai înaintată în vârstă decât noi, un reper după care să mă Da Așa-și aș spune că, că asta e o trăsătură destul de comună pentru o mare parte a jurnaliștilor de generația noastră care, din păcate, mulți dintre ei sunt obligați să funcționeze după rigorile și după o grilă de valori specifice jurnalismului românesc. Stella? Tocmai asta am vrut să și descoper în această primă parte pe care i-ai anunțat-o. N-am încercat să fac, n-am avut de gând să fac o delimitare în acest dosar, dar am încercat să descopăr câteva dintre aceste repere și mă refer aici la Tia Șerbănescu și la Petre Mihai Băcanu, unii dintre puținii jurnaliști care au făcut școală, ar fi putut să facă școală pentru jurnaliștii tineri. Din păcate, după Revoluție, ziarele au fost. A fost un boom al ziarelor. Redacțiile de atunci aveau foarte puțini oameni. Au urmat angajări pe bandă rulantă, s-au angajat tineri, studenți. Dacă știau cât de cât să scrie, deja deveneau jurnaliști nu așa stau lucrurile, am discutat, am un interviu cu Tia Șerbănescu, nu așa stau lucrurile înainte de Revoluție, când un jurnalist făcea o școală, deși este foarte ciudat să spunem că exista jurnalist că exista școală de jurnalism înainte, pentru că totul era supus cenzurii, era, era, o rigoare. A, a cuvântului scris, deși era după cum am spus, o cenzură foarte puternică. Nu ajungeai să scriu oricum, stăteai foarte mult timp, observai, făceai ucenicie, Astăzi, câți dintre noi au mai făcut această ucenicie? Chiar câți dintre noi au mai făcut această ucenicie? E o întrebare foarte bună. Tu ai făcut o școală, ai, așa să spunem, într-o noțiune instituționalizată a termenului, pentru că a, o să zic dinainte că Vlad nu a făcut-o, eu nu am făcut-o, am venit din cu totul alte domenii inițial. A, inițial și eu am venit din cu totul alte domenii, am făcut facultatea de litere, am ajuns la dilema în primul rând colaborator dar mă pot lăuda că da, am făcut această ucenicie vreo 3 sau 4 ani sub îndrumarea Magdalenei Băiangiu, care este și mentorul meu și cea, cea care m-a învățat să scriu um, țin minte că eram trimisă să fac un reportaj um, mi se dădeau uh, nume cu care, cu, de oameni, de oameni cu care să vorbesc Um, bineînțeles că reportajul pe care îl făceam era tăiat la jumătate, dar da, pot să spun că am avut de la cine să învăț. Dilema chiar este o școală de jurnalism. Da, pe de altă parte, ai făcut această școală la locul de muncă. Da, bineînțeles, practic. asta zic era o școală făcută în ziar, în practică, de fapt. Da, poate că și generația, generația celor care au început să fie jurnaliști imediat în 1990, majoritatea din cei pe care i-a intervievat sau cei care au scris în acest dosar spun că au făcut școala de jurnalist din mers și au învățat cum au putut, de unde au putut, făcând greșeli și bă, având, bineînțeles, și bă, părți pozitive. Cred că la fel s-a întâmplat și cu noi, generația mai tânără și cred că întrebarea este de ce... Bă, avem acest element comun, Vlad, că noi, care ne-am apucat de presă, totuși să spunem, cred că la vreo 10-15 ani după generația 1990. Element comun cu. Element comun cu generația respectivă, în sensul că am făcut practic aceeași non-școală de jurnaliști, învățând din mers păi, bă, cam probab cu totul. Probabil cei care ne preced cronologic nu au avut unde și cu cine să învețe. La asta e clar, dar noi iar noi nu am avut profesori care ar fi, pe care ar fi trebuit să i avem, nu au avut timp să ne învețe, o... ocupați fiind să organizeze o uh, instituție mediatică sau alta într o perioadă extrem de dificilă, în perioada anilor 90. Sunt convins că mulți erau extrem de ocupați. Din ce știu, sunt multe voci care vorbesc despre facultatea de jurnalism și o critică în principal vorbind despre profesorii de acolo care nu au lucrat, mulți dintre ei, într-o redacție ca jurnaliști. Da, bine, nu sunt eu așa de în măsură să vorbesc despre asta pentru că nu am absolvit acea facultate și nu uh, cunosc foarte bine, dar uh, cum am, am și scris, există Posibilitatea de a învăța și de a fi educat, și prin contraexemplu, nu doar prin, printr-un exemplu pro pozitiv. Poți să ai și un maestru întors pe dos, de la care înveți uh, cum să nu faci lucrurile, și atunci îți dai seama cum e bine să le faci. Pe de altă parte, noi doi suntem poate și într-o situație cum deosebită, pentru că ne-am făcut în bună măsură ucenicia în rigorile unei redacții așezate în spațiul german, unde regulile erau uneori deranjant de stricte pentru noi veniți de la București, și aici mă refer la 2CVL, redacția în limba română de la Bonn, Locuri de unde am acumulat prin imitare. Până la urmă, oamenii sunt niște maimuțe avansate care știu să imite, și noi am acumulat în special așa. Pe de altă parte, e limpede că nu numai nouă, și aici să nu vorbesc, să nu particularizez, generației noastre îi lipsește o grilă de repere etice. Poate acesta e și motivul pentru care vedem titluri greșite, articole insuficient documentate sau uneori chiar nesimțit de puțin documentate și nu mă ascund, nu, nu mă feresc să folosesc acest cuvânt. Atunci când nu există niciun băț, niciun morcov pe care jurnalistul tânăr din România să-l primească, fiecare compensă fie ca evident, e greu ca să ții lucrurile sub control. Normal că intri într-un relativism din asta în care toată această meserie se transformă într-o într chestie difuză, făcută după ureche, și ca orice lucru făcut după ureche, nu poate să iasă foarte bine. Vorbim despre pețe și despre morcov peste câteva minute, luăm o scurtă pauză, acum ascultăm Pink Floyd cu High Hopes și vedem ce poate reprezenta un băț și ce poate reprezenta un morcov în presa românească imediat. Am revenit la punerea pe gânduri, discutăm în această săptămână tema dosarului Dilema, bineînțeles presa după 89 se intitulează dosarul din această săptămână, vă reamintesc alături de noi Stela Georgianu și Vlad Mixici, doi jurnaliști, Stela de la Dilema Veche și Vlad de la Hot News și Vele. Aș vrea să pornim această parte a emisiunii de la articolul semnat de Mircea Toma. El descrie activitatea Active Watch în România după 89 și titlul articolului este Active Watch, secretul optimismului. De ce este secretul optimismului, Stella? Pentru că a fost o instituție creată tocmai pentru a profesionaliza presa, pentru a da niște repere. Cum trebuie să scriem în ce fel, cum, când trebuie să atingem un subiect și cum trebuie să-l facem. Și a reușit Active Watch să dea aceste repere? A reușit să aibă niște efecte palpabile? A, ce să zic, în, în explozia mass media de acum cred că este și foarte greu să ai aceste să ai un succes real, dar este totuși o instituție valabilă și aș mi-aș permite să spun că este o instituție valabilă pentru cei care dau atenție sau greșesc dacă spun asta mm, nu greșește deloc pentru de cei care chiar o iau în seamă pentru că presupun că există o parte destul de însemnată a presei mai ales în explozia asta de, pe care o vedem și de care vorbeai și tu care pur și simplu nu dă da atenție acestor criterii acestor repere acestor... pentru că sunt foarte mulți jurnaliști astăzi care sunt mai mult vânzători de audiență și nu jurnaliști în adevăratul sens, adică să facă meseria din pasiune și sunt mai mult motivați de bani, de rating, de faptul că aduc o știre care probabil le va aduce o primă. Da, să, vinzi, să fii vânzător de audiență, făcător de audiență, nu e neapărat... Da, Într-adevăr, dar la noi, la noi audiența este confundată totuși cu succesul imediat și la noi audiență, să fim serioși, știm foarte bine ce subiecte fac audiență. Eu cred că fac audiență și subiecte serioase și, adică, cu alte cuvinte nu știu, pot să spun la orențiu asta pe post, fac audiență și să spui orice din mă ce am invitat și țâțele și cărțile, dacă știi cum să le prezint și dacă le faci atractive o carte. Sunt de acord, însă marii patron de mari trustori văd audiența altfel. Da, adică asta e o problemă problemă de management de nu presă. Nu mă refer mai că la, la publicul care nu ar cere ceva de calitate, niciun caz. Mă refer la o politică pe care trusturile mass media o duc de ani buni, um, obișnuind publicul cu mizerii, pur și simplu. Da, aici... Um... Nu reușesc cel puțin, nu știu, sunt aproape 10 ani de când lucrez în presă și eu n-am reușit să găsesc nici măcar pentru mine și cred că n-am reușit să aflu nici de la alții. Dar o să încerc cu voi acum. Cred că S -s să te întreb de, de 10 ani să-ți urez mulți înainte. Sau... Ucească, da, să sărbătorim un deceniu. Să... Exact. Nu, dar eu n-am reușit să găsesc un răspuns la întrebarea cine a obișnuit pe cine să facă ce. Cine a obișnuit... ou sau găina. Da, nu, e, e fix ou sau găina. Presa a obișnuit publicul cu mizerii sau publicul îi cere presei mizerii prin faptul că ajunge să consume... Nu, acest, bârfa acest... a fost întotdeauna consumată, vorba ce, abilotempore. De când erau oamenii în peșteri, sunt convins că bârfeau că gheoaga vecinului s-a crăpat și e murdară, da? Pe de altă parte... Nu e problema la noi, nu e că avem bârfă sau mizerii, cum, cum spune Stella, pentru că bârfă și mizerie există în orice spațiu mediatic de pe între continent, poate mai puțin în China. Uh, Bă, na, și unde acolo cred că se bărfește destul. Dar, uh, cu siguranță, pe internet. Și dar pe La colț pro, pro, Problema la noi e că nu ai o alternativă. Adică, uh, cum, cum e problema în România, să fac o paralelă, poate mai ușor de înțeles. Nu e că se cântă manele uh, de proastă calitate. E normal, până la urmă, să se cânte manele de proastă sau de bună calitate. Ar fi o problemă dacă nu am avea și un concert rock de bună calitate sau o filarmonică și așa mai departe. România seamănă, păstrând comparația, peisajul mediatic seamănă cu... cu o manea proastă. O, da, ca o țară în care se cântă doar manele, iar instrumentiștii care reușesc să mai facă muzică bună, fie că e rock, fie că e muzică clasică, nu contează, sunt rari, trebuie să-i cauți și cum spunea și Stella, directorii de... Săl de concerte, nu prea sunt interesați în oamenii ăștia să-i promoveze, să-i aducă, să-i sprijine. Și dacă stăm să ne referim la partea de management și dacă stăm să ne referim la partea de afaceri de presă, de business de presă, suntem cu toții la masa asta de acord și știm cât se poate declar pentru că suntem unii din nebunia care fac teren și care nu renunță la, la această parte a meseriilor. Um, Presa și jurnalismul are nevoie de bani. Asta este o discuție cât se poate de clasică și de repetitivă. Oricine are nevoie de bani. Da? Deci presa trăiește cu bani și presa trebuie să producă bani pentru ea însăși ca să-și plătească oamenii, să-și suporte costurile, etc. Deci avem o problemă de, de management care redirecționează acești bani către... Manelizare, tabloidizare, mizerii bârfă, și de ce nu se investește din punctul de vedere al business-ului de presă în obținerea audienței prin niște produse de calitate. Pentru că este mult mai ieftin, adică dacă vrem să creăm un profesionist, trebuie să îi punem la dispoziție fonduri necesare, trebuie să susținem deplasări, trebuie să susținem. Da, scuze mă că te întrerup. Carul de reportaj care o aleargă pe P -X Y, XYZ ca să vadă ce mănâncă ea, ca să păstrăm să nu ajungem în cine știe ce părți corporale cu discuția. Uh, și aia costă bani. Și carul da, trebuie da. să se... Uneori transmit chiar în direct, adică hai să ne gândim că își închiriază timp de satelit ca să transmită... Da, la dar gândește-te că a, e mult mai costisitor să trimiți pe cineva în Egipt, să facă un reportaj, să intervieveze oameni, a, nu e același lucru, da. este mult mai facil poți și să, mult poți mai să trimi și la în România, să faci subiecte de calitate în România, ca să păstrăm proporțiile comparației. Da, într adevăr, dar și asta este o investiție mai uh, mare decât să trimiți pe cineva să se țină uh, cu camera de filmată după o vedetă, care probabil plătește și ea, pentru că și ei vor să fie băgați în seama și fac și ei reclamă în acest mod. Ești de acord, Vlad? Îmi cer să fiu avocatul diavolului. Te rog. Nu vreau să fiu avocatul diavolului pe acest subiect, pentru că sunt prea implicat în, în el. Uh, Acum, în timp ce, ce vorbeați, mă gândeam că Până la urmă, presa în România împlinește, în realitate, pentru că ce înainte de 90 eu nu consider presă, împlinește 22 de ani. E bine, 22 de ani și în viața unui om e foarte puțin. Maturizarea psihologică se împlinește abia la 25 de ani, cel puțin așa spun manualele de psihologie. Da, păi, când vorbim de o braslă întreagă. Presa din România, și aici când vorbesc de presă, deja nu mai vorbesc doar de ziare scrise, pentru că ele au ajuns undeva pe locul 3 în ordinea sau chiar 4 în ordinea <coughs> priorității în ochii publicului, da? televiziunea e pe primul loc, apoi deja internetul începe să, să predomine, radioul și deja ziarele scrise au cam căzut, chiar și presa de scandal din România, tripleta de aur Cancan, Libertatea și Click, vânzările lor au scăzut foarte mult în ultimii ani, enorm. În România nu se mai vând din, știu, să nu greșesc, să avansez o cifră, nu se vând zilnic mai mult de un milion jumate de, de exemplare, cel puțin din câte știu eu. Ori, în toată presa scrisă. Evident. Deci ziare pe hârtie tipărite. În schimb românii se uită foarte mult la televizor, foarte mult. Deci există un consum de media stabil, constant, care și-a schimbat doar suportul. Doi presa din România este încă foarte tânără ca breaslă, încă în formare și trei, are ghinionul ca într-o perioadă, în această perioadă de tinerețe, 22 de ani, să coincidă cu o perioadă de criză majoră în peisajul mediatic internațional, cel puțin în partea, în emisfera nordică, în așa zisa lume civilizată. E o criză peste care se va trece mai devreme sau mai târziu. Eu am certitudinea că media sub o formă sau alta nu va dispărea, se va schimba suportul, probabil se va schimba felul de a face meserie, dar media nu va dispărea, e imposibil. Depinde către ce va evolua. În momentul ăsta, chiar și în Statele Unite, da, un loc de unde ne luăm modelele destui jurnaliști tineri din generația noastră, chiar și în Statele Unite se caută soluții, nu s-au găsit încă, Soluții și în ceea ce privește managementul de presă și opțiunile de investiții în redacție. Nici ei nu au găsit soluțiile. Avem 22 de ani, suntem undeva la marginea Europei. De, realist vorbind, trebuie să așteptăm să vedem ce soluții vor găsi cei care au mai multă experiență. Excuse, realist vorbind, un copil uh, care 22 de ani uh, trăiește într-un mediu nociv. Crezi că ar avea șanse să ajungă un adult funcțional. 100% funcțional? Da, nu există eu... traumele pe care și le sustrage din această perioadă? Nu cred că breasla știlor și meseria de jurnalist în România e pierdută din simplul motiv că s-a făcut la un moment dat presă de foarte bună calitate în România. În, în ultima, se face, în adică... ultima vreme pre, predomină mai curând circul, pentru că media a ajuns, în special vorbind de televiziune, a ajuns să-și confunde rolul. De aia, audiența facilă e obținută făcând circ, nu spunând povești sau informând. Pentru că pot să scriu o poveste despre, spunem mi Laurențiu, o vedetă foarte cunoscută de cancan, -can, nu știu. Uh, Hai să folosim exemplu ai, clasic, dai, Monica da, nu? Da, da, ai persoana foarte greșită <laughs> să găsesc această întrebare. Acum suntem un pic <laughs> pe, așa. Pe bune că n-aș reușit să-ți răspund. Uh, da, să spunem Monica Columbeanu. E mult mai simplu să trimiți un, doi reporter să urmărească pe Monica Columbeanu trei zile și să scoată o bârfă de o pagină în care sună Monica Columbeanu și-a cumpărat o rochie neagră, wow! Însă, povestea Monicăi Columbeanu cu locul de unde a plecat ea, un orășel amărât din Moldova, dacă nu mă înșel, e povestea aspirațiilor unei generații de femei tinere din România post-revoluționară, care e foarte dificil de, de spus, pentru care trebuie multă muncă, gândire, câteva cărți citite în spate, dar care ar avea mult, mult, mult mai mare succes decât un articol bârfă scris. Ei bine, eu cred că există astfel de jurnaliști care pot să scrie așa ceva în România, dar e într-adevăr o problemă de direcționare banilor către acești jurnaliști. A această poveste ar dura o perioadă scurtă, o zi. Ar fi într-adevăr o poveste extraordinară. Pe când, dacă tratezi subiectul cu ușurință, ai subiecte an de rândul. Da, e, e corect. Tocmai de asta am spus că media, media e necesară o proporție de bârfă, de cancanuri și nu asta e problema la noi în România. Problema la noi în România e că nu avem și povești consistente sau articole informate suficiente. Asta e problema după cum bine știți, Marea Britanie, o piață media extrem de generoasă, unde tabloidele și cancanurile se vând excepțional, iar primele lor pagini de multe ori le întrec în neobrăzare și mizerii pe cele de la, de la București. Dar acolo ai și opțiuni. Dacă vrei să te relaxezi, să-ți ucizi neuronii, să-ți adormi la o bârfă, da, cumperi cancan, dar dacă vrei să gândești, sau să fii impresionat, să știi mai multe despre anumit fenomen, ce cumperi? La ce te uiți în România? n la ce? Asta e problema. Cu această problemă facem din nou o mică pauză pentru câteva minute în, cu gândul că ne-am durit ca presa noastră să își ia zborul chiar la vârsta ei de 22 de ani și într-un cu acest gând ascultăm Lenny Kravitz cu Fly Away și ne întoarcem imediat. Am revenit la punerea pe gânduri și nu, nu vom lua sugestia din pauză și nu vom face acum o bârfă despre Mircea Radu care s-a întors la prima lui Dragoste în televiziune de la Din Dragoste la prima lui Dragoste. Întrebarea pe care ne-o adresam aici împreună cu Stella Giurgianu și Vlad Mixici era având în vedere că noi facem parte totuși din cei care încearcă să explice realitatea și nu să nu te pufnească râsul acum atât frumos. <laughs> Vorbești cu Vlad Mixici. <laughs> Vorbesc cu Vlad Mixici. Mă? Da. mă gândeam că prima dragoste a lui Mircea Radu e din dragoste, eu nu mi-l aduc, nu mi-l amintesc decât... Nu știu, nu știu înainte, dar am zis că nu bârfim despre Mircea Radu no. acum, dar nu facem cancan. -can. Nu, ne adresăm o întrebare cât se poate de serioasă, mai ales în calitatea noastră de oameni care încearcă să decripteze realitatea sau să prezinte realitatea publicului căruia îi suntem fideli um, și ne întrebam oare în explozia de presă și în această vâltoare informațională ce mai înțelege publicul din realitatea pe care, spuneam, și noi încercăm să o prezentăm. Cred că, în primul rând, suferă de o mare depresie politicinii. Toți sunt la fel, toți ne fără, oamenii bogați și permit orice. Și cam asta, la asta se rezumă. Nu, nu mai există niciun soi de speranță, de mai bine. Pare o țară pierdută, România. Pare? Asta e percepția sau asta este... Realitatea, așa cum ai decriptat-o. Păi e realitatea pe care ne-o vără pe gât mass media, marea parte a mass media. Uh -huh. Personal nu cred. Personal nu cred. Asta 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 așteptam să să aflu dacă personal crezi asta. Vlad, ce crezi că înțelege publicul din, din ce se întâmplă în jurul nostru? Une, uneori mărturisesc că nici eu nu mai înțeleg depinde, unele lucruri știi, care se depinde întâmplă. Depinde în ce scop se așează publicul. Dacă vorbim de televizor. Și dacă publicul se așează în fața televizorului cu scopul de a fi informat sau de a se relaxa sau de a se uita, hai să vedem ce mai zice și tâmpitul ăla de politician, sunt niște întrebări diferite. Știu cel puțin că generația noastră, chiar am fost săptămâna trecută la o școală de vară unde participau 30 de tineri, toți cu vârste între 17 și 20 de ani. Și i-am rugat să ridice mâna cei care se uită în fiecare seară la televizor. Și nu s-a ridicat nicio mână. Ne fiind erau din toate zonele sociale, adică nu erau tineri de o anumită factură superioară, educațională sau intelectuală. Deci, probabil că se schimbă niște, niște tipologii. Drept e că la 17-20 de ani nu ești foarte interesat de politică decât dacă ai o anumită plecare către asta, dar oricum, oamenii nu se mai uită la televizor, ci stau foarte mult pe internet. De acolo se informează cum te informezi la vârsta de 20 de ani sau în adolescență, ce te interesează și să nu uităm că în România cel mai, cel mai mult se uită la televizor segmentul de vârstă peste 50 de ani. Care nu știu dacă se informează de la televizor. Din câte te bănuiesc, da. Vreau se, să se cred că mai degrabă sper că nu se informează. Da, se așează în fața televizorului uh, ca în fața unui, unei surse de informație, uh, dar televizorul nu este în marea majoritatea cazurilor în România o sursă de informație, ci o sursă de divertisment. Ori de aici provine pericolul și uh, realitatea despre care este la vorbea, uh, anume că în România foarte mulți iau divertismentul drept informație. Uh, e o uh, nu e o teorie, e o realitate, o observație foarte practică <coughs> făcută de un sociolog francez pe nume Pierre Bourdieu, care Spunea că timpul e cel mai prețios lucru din uh, lumea contemporană, iar televiziunile consumă timpul pe lucruri frivole și efemere. Ori, uh, totuși, timpul este cel mai prețios. Deci, există un scop, un obiectiv foarte bine stabilit. Uh, care se găsește în spatele acestui comportament al televiziunilor și a studiului de televiziune iar Bourdieu identifica acest scop ca fiind ascunderea lucrurilor esențiale care într-adevăr influențează și pot schimba viața oamenilor după o perdea de frivolități. În acest fel, marea majoritate a populației nu mai dă atenție lucrurilor esențiale, lucrurilor importante în sensul cel mai practic și pragmatic cu putință, care le pot influența direct viața Acestea devin niște decizii lăsate la latitudinea unei elite sociale, iar oamenii iau, știu eu, îmbrăcămintea unei prezentatoare TV drept cel mai important eveniment al zilei. Stela, poți să te gândești. La un exemplu, mai mult sau mai puțin recent, pentru a susține această afirmație, ceva important care a fost prezentat într-un fel sau neprezentat deloc și înlocuit de niște banalități și de niște frivolități, astfel încât uh, oamenii au trecut cu atenția și cu observația peste el, fără să știe că, de fapt, și de drept, uh, poate avea niște efecte, să spunem, importante asupra vieților? Sunt, cred că, nenumărate exemple. Pornind de la ultimul cutremur din Indonezia, întotdeauna cutremurele din străinătate sunt prezentate în relație cu ce se va întâmpla în România. N-are nicio legătură. Și a, a fost unul mic în Vrancea, trebuie să recunoști. Și a fost unul mic în Francia. Și <laughs> deci chiar... a fost și -a cu patru zile, doar că n-a fost în Indonezia. <laughs> a fost și în 77. Uh, de asemenea, sunt foarte multe. Uh, Uh, știri uh, interne, uh, sunt uh, promovate știrile uh, de uh, știrile acelea de la ora 5 care deja au devenit știri de la ora 9, de la ora 10, de la ora 7, sunt în loc să se axeze pe niște lucruri importante, sociale, ce, cele care ne interesează direct, atenția este dusă într-o altă parte. Dăm un exemplu, te rog, de, de știre, sau nu de știre, de, de fenomen, de întâmplare, de, de, de chestii care se întâmplă pe care ai vrea să le vezi promovate mai mult în presa românească. Ele, implicațiile, efectele. De exemplu, protecția socială a bătrânilor. Din câte am înțeles, în ultimii ani, statul român nu mai alocă fonduri societății civile pentru pur și simplu pentru hrană, pentru bătrânii care, nu, care au pensii foarte mici. De ce? Pentru că în Uniunea Europeană se presupune că avem același nivel de trai, deci nu a, problema hranei este, iese cu totul din discuție. E, aceasta este totuși o Problemă reală și actuală. Sunt, sunt încă în 2012 în România bătrân care mor de foame în apartamentele lor, iar statul trece așa cumva mătură sub covoră acest aspect. Vlad, și pe tine te rog în încheiere un exemplu. Da, eu am un exemplu, sunt o mulțime de exemple și vreau da. să un... dai multe. Unul singur legat de politicie. În România despre politicieni se discută fie în termeni uh, stereotipici, al este rău, Crina Antonescu este leneș pentru că se scoală târziu și așa mai departe. Există în presa americană, de exemplu, uh, reportaje, portrete jurnalistice de mare succes, uh, cu titluri foarte îndrăznețe. Mi amintesc acum unul uh, dintre portretele mele preferate ale lui Hillary Clinton, al cărui titlu e uh, Hillary are o gură sexy. E un, un portret excepțional care te face să înțelegi uh, omul Hillary Clinton și felul în care ea face politică, și valorile ei, și lucrurile pe care le promovează, uh, principiile pe care e dispusă să și le încalce. Există astfel de portrete și despre Barack Obama, care, repet, sunt articole de ziar, articole de revistă sau de online, e foarte citite. Ei bine, în România lipsesc astfel de lucruri. Navigăm la suprafața acestor politicieni, cum bine spunea unul dintre jurnaliștii bătrâni din România, Cristian Tudor Popescu. Suntem. Avem parte de niște politicieni abțibili, bidimensionali, îi vedem exact așa, nu ne ducem deloc în adâncime, e un fel de a scrie despre politică care poate să facă foarte multă audiență, să dea și divertisment, să satisfacă și curiozitatea cititorului sau a privitorului și cel mai important să aducă înțelegere cu aceste două sugestii pentru, poate pentru colegii Braslă care au ascultat această emisiune, poate cineva se va apuca de subiectul asta. dacă nu o vom face noi cu siguranță, asta putem să vă promitem. Vă promitem. Da. Încheiem cu citatul de pe prima pagină din Dilema Vechi de săptămâna aceasta, vi-l împărtășesc, el îi aparține lui Umberto Eco și spune să nu apar la televizor astăzi, este o dovadă de eleganță. Aici încheiem emisiunea noastră de radio, s-a chemat Punerea pe Gânduri, am avut invitați pe Stella Giurgianu și Vlad Mixi și vă mulțumesc foarte mult și vă mai aștept cu proxime ocazii. Eu sunt Laurențiu nu vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenție și până săptămâna viitoare vă urez ca de obicei să rămâneți pe gânduri.